Există întâmplări în viață care ne fac să ne punem întrebări esențiale despre propria noastră existență și sănătate. Aceasta este povestea unei persoane cunoscute sub numele de Americanul, care a învățat o lecție de viață datorită unei întâmplări neașteptate. O experiență care i-a schimbat complet viața și perspectiva asupra lucrurilor cu adevărat importante. Cum a ajuns să descopere un adevăr înfricoșător despre propria sănătate și care au fost consecințele acestui episod? Vă invităm să citiți mai departe pentru a afla întreaga poveste și cum un gest aparent simplu a schimbat cursul destinului său. Ați auzit vreodată de expresia ucigașul tăcut? Ei bine, Emil Mitrache, cunoscut sub numele de Americanul, a avut o întâlnire cu acest ucigaș și a trăit să povestească despre aceasta. Acesta a avut un anevrism de aortă, o afecțiune care nu prezintă simptome până când nu este prea târziu. Într-un interviu recent cu Cristi Brancu la emisiunea O Exclusiv VIP-ul de la Prima TV, Americanul a povestit cum a aflat de problema lui de sănătate și cum a reușit să treacă peste ea. Imaginați-vă că trăiți o viață aparent normală, fără să știți că aveți o bombă cu ceas în interiorul corpului. Acesta era cazul lui Emil, care nu avea niciun simptom al anevrismului de aortă. Puteți să vă întrebați cum a reușit să afle despre această problemă înainte să fie prea târziu. Ei bine, soția lui, care a insistat să meargă la control, l-a salvat practic de la moarte. Cum aș putea să nu mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi ascultat-o? Pandemia a avut un impact semnificativ asupra situației financiare a multor persoane, iar Americanul nu a fost o excepție. Ca ghid turistic, a rămas fără activitate și a consumat mare parte din economiile sale. Atunci când a aflat că o astfel de operație ar costa între 10.000 și 12.000 de euro, a fost înspăimântat. Dar, așa cum se întâmplă adesea în viață, ajutorul a venit de unde nu se aștepta. Un prieten al său, care avea o asociație non-profit, l-a ajutat financiar și i-a permis să facă operația. Acum, după operație, Emil a trebuit să se adapteze la o viață nouă. Cum ar fi să renunțați la obiceiurile proaste și să vă schimbați stilul de viață de dragul sănătății? Americanul a trecut printr-o astfel de schimbare, renunțând la fumat și alcool și adoptând o dietă mai sănătoasă. A învățat, de asemenea, importanța asigurărilor private de sănătate, pe care le-a promovat în cadrul interviului. Nu-i așa că ne gândim adesea că nu ni se va întâmpla nimic rău și că nu vom avea nevoie de asigurări. Însă, așa cum a descoperit Americanul, nu se știe niciodată când va lovi ucigașul tăcut. Despre operația în sine, Emil a povestit în podcastul lui Cătălin Măruță că a durat aproximativ 8 ore și a fost una foarte complicată. A fost nevoie să-i se schimbe circulația sângelui printr-un aparat în timpul intervenției chirurgicale, iar rezultatul? O valvă metalică în inimă, pe care o poate auzi în mod constant. Vă puteți imagina cum ar fi să trăiți cu un astfel de dispozitiv în corp? După experiența sa dramatică, Emil Mitrache încurajează pe toată lumea să se testeze pentru a preveni astfel de probleme de sănătate. Cine știe câți alții ucigași tăcuți îi se ascund în oameni fără să știe. Chiar dacă poate părea înfricoșător, este mai bine să aflăm acum, în timp ce încă avem șansa să ne salvăm viața. La finalul interviului, Americanul i-a mulțumit soției sale, care a insistat să meargă la control. Grație ei, astăzi poate să povestească despre experiența sa și să încurajeze pe alții să fie mai conștienți de sănătatea lor. Cum ar fi fost povestea lui dacă nu ar fi avut-o pe soția sa alături? Acum că ați auzit povestea lui Emil Mitrache, ce părere aveți despre importanța controalelor medicale regulate și asigurărilor private? Ați avut vreo experiență similară sau cunoașteți pe cineva care a trecut prin ceva asemănător? Vă invităm să vă împărtășiți părerile și experiențele în secțiunea de comentarii de mai jos.